Apropo de jucători, că ai spus că le ridica moralul la jucători, eu am citit în presă că bați jucătorii, nu le ridici moralul. Că? Horia, sincer să fiu, am evitat. Sunt pus într-o postură proastă ca eu să dau replica unui jucător, jucător la mine în echipă care a dat-o de casă de asemenea manieră. Cred că dacă băteam un jucător în vestiar, era de notorietate până acum și cineva ieșea și spunea public chestia asta până să spun acest copil. Răzvan Popa, nu? Nu, Robert Popa. Robert Popa, care este un copil de mare perspectivă. Sincer vă spun, chiar acum câteva etape am avut cu tatăl meu o discuție în care îl rugam să îi se mai acorde minute pentru că este păcat să nu mai apuce câteva meciuri anul acesta pentru că are campionatul european în vară. Adică culmea, el mă acuză că eu l-am lucrat, vezi, doamne, cu tatăl meu să nu mai joace și eu chiar îl rugam să joace. Da, tu rugai pe... Da, după emisiune ți-a uite, după emisiune ți-a arătat niște mesaje ca să da, vezi da, că... Da, dar pe senior tu rugai pe senior, ce zice, tati, bagă-l pe ăsta, care tale... Nu că să... Că și Guleu este un portar foarte atât și este în formă, adică da. A luat foarte puține goluri în 15 meciuri cât a jucat din noiembrie până acum, dacă nu mă înșel. Însă, repet, și Robert Popa este un portar foarte atât, este născut în 2003. Are 19 ani, am primit încă 20 de ani și este un portar de mare perspectivă. Mi-am pus foarte mare încredere în el. Într-adevăr, am avut un schimb de replici cu el. El este un copil mai obraznic. Mi-a răspuns într-un fel urât și am spus, zic, vezi, păstrează poziția ta, pentru că tu ești jucător și eu sunt totuși... Sunt patron, adică totuși nu poți să ai asemenea ieșiri față de mine. Eu i-am reproșat doar să fie mai atent pentru că eram pe locul 14 și încasase foarte multe goluri. Nu că ar fi avut el o mare vină la goluri, dar am spus, Robert, fii mai atent. Am martori din cadrul clubului care au fost în loja respectivă, dar el e mai supărăcios, nu știu, pe fondul acelui... Obrăznicuț, așa? Nu neapărat că... Da, este mai obraznic, adică este foarte mofturos, el dacă nu joacă, se supără și pleacă, și a jucat și pleacă. Am înțeles. Știi? Dar de aici, bun, și de ce atunci a declarat astea? Dar asta este o... M-a amenințat cu bătaia. Nu, eu întotdeauna am fost un tip mai vulcanic, dar în sensul bun, în sensul constructiv pentru echipă, da. Mai ales în perioada Ligii a doua, când tatăl meu era încarcerat. Da. Atunci eram aproape de echipă și intream la vestiar și la pauză și înainte de meci și după meci, înțelegi? Dar niciodată să bat jucătorii. Asta este o prostie, o aberație. Adică nici nu poate să și stea... Zis, nu poate să fie fundamentat, deci să stea în picioare asemenea declarație. Acum, dacă un lucrurile astea? Și pe mine. Probabil că nu știu de cine a fost influențat. Probabil tatăl lui a fost influențat să creeze un scandal pentru el. Dar drumul să acest lucru este imposibil. Pentru că este jucătorul nostru până în 2026 și când îi va veni, rândul va apărea. Bun, și mai e ceva, cum zici și tu. Dacă tu dădeai în cineva, apărea. N-avea cum în ziua de astăzi. Sigur că da, mai ales că se presupune că aș fi dat un jucător care a plecat la echipă, nu până acum. Sau doar nu dau un jucător la mai rămâne la echipă, sau cum. Nu suntem în evul mediu, să fim serios. Suntem în 2023. Nu mai suportă nimeni asemenea agresiuni fizice, mai ales din partea patronilor. Ce dracu? Ba, nu, ba din contra, acum jucătorii dau în judecată clubului o modă. Ai văzut ce da, se întâmplă? Da, ai văzut că 3 milioane de euro, da. Da.